Bună ziua, stimați prieteni, vă invit la cea de 135-a ediție de analize economice, un proiect comun în viitor și privesc eu. Toate celelalte edițiile vedeți pe paginile oficiale ale acestor două instituții sau pe pagina mea, ionita.md. Astăzi aș vrea să discutăm un subiect la care noi cam la început de an discutăm de fiecare dată, cursul valutar, și astăzi nu atât despre cursul valutar, dar ce stă în spatele cursului valutar, ce se întâmplă cu leu moldovenesc, din ce cauză se întâmplă acest lucru și nu ceea ce a fost, dar mai degrabă ce va fi. Cu toate că mai mult ne va opri pe ce a fost. Ca să înțelegem ce cu cursul valutar, eu cred și fiecare de noi urmărim ce se întâmplă leu cu dolarul, leu cu euro. Știți că am elaborat un indicator care se numește IVM10 sau indice valutar 10, unde am luat 10 valute de bază cu care Republica Moldova are relații comerciale, țări cu care Republica Moldova sau grupii de țări, cum ar fi euro, sunt mai multe țări, avem relații comerciale, am ponderat și calculăm ce se întâmplă cu aceste valute. Astăzi nu vreau foarte mult să vă complic, deci avem un indicator și mai simplu, și anume, iau două valute, cel mai important e că până la urmă, da, avem crona cehă, mai avem lira turcească, dar mai este mai mult așa în relațiile comerciale ale Moldovei, dar în realitate fiecare cetățean, fiecare din dumneavoastră care ascultați, știți două valute, euro, dolarul, mai departe unde se duce, așa sunt două valute de bază, deci am făcut așa numitul coș valutar, am luat acestea două valute și analizez cum se comportă leu față de acestea două valute. Dacă știi ce se întâmplă cu leu moldovenesc față de euro și dolar, restul valutelor deja, cum ar fi pe noi, nu ne interesează. Iarăși, ca să nu vă iau dinamici lungi și se întâmplă în timpul anului, desori eu repet și îmi cer scuze cum mai spune și astăzi, leu timp de o an de zile se apreciază, depreciază, pe noi ne interesează cum începe anul. Deci am făcut un exercițiu unde am luat leu moldovenesc în prima săptămână anului comparativ cu prima săptămână anului precedent și tot așa mai departe să văd ce se întâmplă cu el. Spre exemplu, în acest an, leu moldovenesc a început anul cu 6,31% mai puternic decât a fost în prima săptămână anului trecut. Anul trecut, respectiv, era cu 2,4% mai slab decât cu un an înainte. Și în felul acesta, eu am luat din anul 2000, știți, atunci euro a apărut, până atunci era dolarul, am avut o depreciere 98-99-2000, vedeți, în 2000 cu 25,8% în mediu ponderat față de două valute, avem 25 de ani, dacă observați aici, sunt 25 de ani, în 25 de ani, leu moldovenesc, în cam jumătate de cazuri, a început anul mai puternic de anul precedent și în jumătate de cazuri mai slab. Diferența este ultimii 8 ani de zile. Dacă observați în ultimii 8 ani de zile, leu moldovenesc practic fiecare an la început a fi mai puternic decât a fost anul precedent, doar 2 ani avem excepții, iar în acest an 6,31%, doar de 3 ori am avut mai mult decât acum. A fost în anul 2009 10,7% alegeri, 2011-2012 aceasta 6,6% 6,4% după deprecierea din 2010, iar acum noi avem 6,31%. Deci este a treia oară, este a patrulea oară în istorie când avem un indicator atât de mare, peste 6% în ultimii 25 de ani. Dar încă o dată, repet, cel mai mult interesează ultimii 8 ani de zile, din ce cauză, dacă observăm, după ce s-a mai întâmplat la noi în 2014, știe fiecare lume, depreciere din 2015 și după 2016 avem o stabilizare destul de puternică și dacă ne uităm atent, în această perioadă, doar de 2 ori leu a fost mai slab, în rest a fost mai puternic, chiar astăzi, în 2024, leu mediu este cu 10% mai puternic decât a fost în 2016. Deci leu moldovenesc, în prezent, este cu 10% mai puternic față de euro și dolar decât media din 2016. Aceasta se vede foarte clar dacă luăm cursul valutar de la început de săptămână. Uitați-vă, în anul 2016 trebuia 21 de lei și 44 de bănuți pentru un euro, astăzi 19 lei 27 la începutul anului. În 2016, 19,86 lei pentru un dolar, astăzi 17,54. Nu credea lumea că ar fi posibil așa ceva. Dacă observăm atent, leul, dacă v-aș da în fiecare lună, veți vedea că el crește, scade, dar în principiu anul el îl începe cam la același nivel, cum l-a terminat anul trecut, chiar întărindu-se în această perioadă cu 10%.
Banca Națională duce în prezent evidența sau zice și facem cross-cursul față de 40 de valute. Dolarul o valută și plus alte 40 de valute, au fost cândva 41, în total 42 de valute. Deci pe pagina oficială a Băncii Naționale, dumneavoastră puteți urmări 48 de valute. În acest an, leul moldovenesc a început anul cu 30, cu mai puternic față de 38 de valute din acest rating sau din această listă, doar în față de 3 valute, leul moldovenesc a înregistrat o ușoară scădere. Practic, leul moldovenesc în 2017 mai fost așa ceva, că atunci am fost cei mai puternici față de toate valutele în Europa, dar acum din cele 41 de valute care sunt pe pagina oficială a Băncii Naționale, față de 38 noi l-am început mai puternic. Dacă observați, față de lira turcească cu 42% mai puternic, față de rubla rusă cu 27% mai puternic și față de rubla belarusă cu 21% mai puternic, față de hrivna ucraineană cu 11% mai puternic. De ce aceasta se întâmplă? Ca să răspundem la această întrebare, să ajungem la cererea și oferta de valută și să vedem care este surplusul sau deficitul de valută pe piața valutară care influențează cursul valutar, voi începe din tăi cu un indicator, așa de departe voi începe, valuta care o vin cetățenii noștri. Deci, piața valutară este influențată de cererea de valută din partea agenților economici, de oferta de valută din partea populației și de celelalte mișcări valutare care sunt, când, cum ar fi intervenția Băncii Naționale care cumpără vinde valută și, evident, este influențată de valuta care intră în țară. Nu vreau să intru foarte mult în detalii, voi utiliza doar vânzarea de valută din partea populației și intervenția Băncii Naționale. Acestea sunt factori de bază care influențează. Dacă ne uităm atent, în acest an avem un record absolut de vânzare de valută din partea populației, 4,8 miliarde de dolari. Este cel mai mult. Precedentul record a fost anul trecut 4,5, apoi anul precedent 4 miliarde. Dacă observați, întotdeauna a fost 3,5, acum 4,8 miliarde. Dar am avut și procurări mari de valută, deci în acest an am avut 1,9 miliarde procurări de valută. Din acest motiv, populația a cumpărat, a vândut valută, până la urmă oamenii s-au debărăsat sau oamenii, vânzările nete de valute au fost de 2,9 miliarde dolari. O singură dată am mai avut așa ceva, în 2013. Deci este al doilea an în istoria Moldovei când vânzările nete de valută ale populației a fost de 2,9 miliarde de dolari. Altfel spus, oamenii au scos din casă și au adus pe piața valutară 2,9 miliarde de dolari, ceea ce a creat o presiune când oamenii aduc atât de multă valută. Deci, comparativ cu anul trecut, a crescut cu 400 de milioane de dolari vânzarea de valută, respectiv, dacă vinzi multă valută, prețul ei scade. Deci, când e multă marfă, prețul scade. Uitați-vă aici. Deci, anul trecut, aici deja dau pe detalii, dacă observați, ne putem uita, 2009, atunci am avut criză, a fost intervenția negativă, deci vânzările nete de valute au scăzut comparativ cu anul precedent, anul 2014 e clar din ce cauză, 2015 e clar din ce cauză, în rest, cu excepția lui 2019, în fiecare an am avut o creștere, în acest an avem cea mai mare creștere din ultimii 12 ani, se primește cu 386 de milioane de dolari, a crescut vânzările nete de valute ale populației comparativ cu anul precedent și încă o dată repet, este a doua oară, a fost în 2013 și acum avem această 2,9, de fapt 2,856 de milioane de dolari. Dacă ne uităm pe trimestri, de ce am luat pe trimestri, că așa să vedeți, de fapt, vânzările nete de valută ale populației au crescut până în trimestrul 2, după aceasta observăm o stabilizare și în trimestrul 4 avem o scădere, vom vedea din ce cauză. În prezent, această tendință generală care a fost în 2023, cred că se epuizează și acum vom înregistra o ușoară scădere de vânzare de valută din partea populației. Voi explica mai târziu din ce cauză eu cred la acest lucru. Primul factor care influențează acest fenomen este legat de remitență. Se întâmplă un fenomen interesant cu remitențele. Nu știu dacă pot să afirm ceea ce voi afirma acum, dar voi face o primă afirmație, dar promit să fac o analiză separat pe remitență într-un viitor apropiat. Eu cred că
era de aur a remitenților în Moldova s-a cam terminat, ca să nu folosim fraza, s-a terminat, remitențele nu mai joacă rolul care l-a jucat cândva, ele nu mai sunt un factor care determină creșterea și dezvoltarea noastră și asta e o problemă pentru guvernare. Noi nu mai avem remitență, dar n-am reușit să substituim prin investiții, atragerea de bani și creștere economică locală. Și dacă ne uităm, anul trecut remitențele au fost 1.749.000.000, remitențele nete. În acest an avem o scădere cu 121, în acest an, în 2023, avem o scădere de 121.000.000 până la 1.628.000.000 de dolari. Dar aceasta nu a sunat atât de grav. Mai grav este, vă dați seama că dolarul de astăzi nu e dolarul de ieri și nu e dolarul de 10 ani în urmă. De ce remitențele ar fi bine să le calculăm raportat la PIB? Ei, aici, dacă ne uităm atent, veți înțelege ce am avut eu în vedere atunci când am spus că era de, epoca de aur a remitențelor s-a terminat. Într-adevăr, în anul 97, remitențele erau 4,8% din PIB. Practic, noi nu aveam atunci bani, oamenii că nu prea lucrau. În 99, 7,7%, deja era în creștere. Criza valutară din 98, oamenii și-au pierdut locul de muncă, s-a început marea migrație a populației. În anul 2007, remitențele au ajuns aproape 28% din PIB. Ceea ce este un record absolut. Banii reali care au venit mai mulțiți încă cu 30%, 35% din PIB. Deci, practic, banii care cetățenii noștri aduceau acasă, aveau 35% din PIB. În acea perioadă și următorii ani de zile, remitențele erau mai mari decât salariile toate plătite în Moldova și decât exporturile noastre. De fapt, cea mai mare capitol de valută care intra în țară erau remitențele. Despre aceasta cred că vorbim separat. În acest an am ajuns la minimul istoric de ultimii 25 de ani. Remitențele au coborât până la 9,5% din PIB, cu o tendință clară de scădere în anul 2024. Deci uitați-vă că noi de fapt am ajuns la remitență până în anul 2000, atunci când ele nu jucau un rol în economia noastră. Deci asta cred că trebuie să trezească mai multe semne de preocupare, nu semne de întrebare, dar preocupare pentru guvernare. Remitențele nu mai sunt ceea ce a fost și noi, dacă nu avem alt factor de stabilitate economică, avem o problemă. Dar după mine, nu remitențele au fost ceea ce a determinat jocul adevărat pe piața valutară. Există un alt factor, X, un factor necunoscut, care haideți să-l discutăm toți împreună. Deci noi avem doi indicatori care ne permite să înțelegem ce se întâmplă pe piața valutară. Deci noi avem remitențele care vin oficial în țară, 1,5-1,6 miliarde, 1,7 de dolari, și avem vânzările nete de valute ale cetățenilor 2,4-2,5 miliarde de dolari. Întotdeauna există o discrepanță dintre banii pe care oamenii noștri primesc oficial în țară și banii pe care ei vând. Din ce cauza apare această discrepanță? Foarte simplu, că banii nu ajung în țară doar oficial. Idis Viitor a realizat un sondaj unde oamenii spun că trimit banii cu rutierile acasă, aduc banii când vin ei acasă, trimit banii prin rude, prin prieteni. Și noi în fiecare an avem o diferență de vreo 500-600-700 de milioane de dolari dintre banii care oficial au venit în țară și banii care real moldovenii au vândut. Nimeni nu a avut niciodată o problemă. Cum adică primiți 1,6 miliarde, vindeți 2,5 miliarde? De unde apar banii aceștia? Și această discrepanță a fost de fiecare dată, însă în acest an, observați, în ultimii ani de zile, avem această discrepanță, iar în acest an avem un fenomen care nu a prea fost. Remitențele au scăzut, dar vânzările nete de valută ale populației a crescut. Deci anul trecut populația a primit de pe scotare 1,750 miliarde de dolari oficial, în acest an 1,628 miliarde. Anul trecut au vândut 2,470 miliarde și în acest an 2,858 miliarde. Deci dacă anul trecut diferența era de 700 de milioane, anul acesta 1,230 miliarde. De unde apare această diferență? Eu am o singură explicație și este legată de ucraineni. Deci fie legat de refugiați, fie de ucrainieni care vin pe perioadă scurtă în Moldova. Mulți cred că în Moldova vin doar ucrainieni refugiați. Nu, în Moldova vin și ucrainieni pe perioadă scurtă, inclusiv în vacanță, despre aceasta nu am mai vorbit. Și eu consider că din această diferență de
500 de milioane de dolari, maxim 100 de milioane de dolari, aș spune că moldovenii s-au scos din subsaltele, cum a spus cândva cineva, banii economisiți în 2020, 2021, 2022, când s-a început războiul, dar numai puțin de 400 de milioane de dolari care avem în această diferență enormă sunt banii care au intrat pe piața valutară de la cetățenii ucraineni care au venit în Republica Moldova. Deci o primă concluzie care pot să o spun este că piața valutară în 2023 a fost puternic influențată de oferta mare de valută, inclusiv provocată de către cetățenii ucraineni care au făcut vânzări mari de valută. Deci noi avem cele mai mari vânzări de valută din istoria Moldovei, avem cea mai mare vânzare netă de valută a doua oară, se repetă, doar de două ori în istoria noastră am avut în 2013 și în 2023, fix la 10 ani, când avem cea mai mare vânzare netă de valută, pe fundalul scăderii remitenților. Deci remitențele scad, iar vânzările nete de valută au crescut. Unica explicație logică este că pe lângă remitențele cetățenilor noștri, pe lângă economiile care le au ei acasă, mai sunt implicați și al treilea factor necunoscut din noi, și eu presupun că acesta este, cetățenii din Ucraina, care de fapt și-au făcut jocul în anul 2023. Ce avem în consecință? Cererea și oferta netă de valută, am făcut-o lunar, vedeți dinamic, am luat-o din 2014. Dacă să vă uitați la acest grafic, cine îl vede, parcă ai graficul privind bătăile inimii economiei moldovenești. Dacă observați, după acest grafic, dacă de linia de jos, când avem deficit de valută, surplus de valută, poți să-ți dai seama crizele din Moldova. 2014-2015, știm cu tot, jaful bancar. 2019, alegeri. Atunci, în ajun de alegeri, urmăriți, uitați-vă în arhiva mea, veți vedea când oamenii stresați, nu știu ce se va întâmpla, toți au început să fugă, să cumpere valută. 2021, sfârșit anului, 2022, criza energetică. Observați deficit de valută. Și toate lucrurile au creat presiune pe piața valutară. Banca Națională a intervenit acum și vară. Iar în prezent avem o scădere bruscă a cererii de valută din partea agenților economici și explic din ce cauză. Este legată de faptul că s-au ieftinit resursele energetice și noi nu mai avem nevoie de mult atât de valută, altfel pus nu mai ai șocul din 2021-2022. Oferta de valută este ridicată și în prezent piața valutară este în echilibru, chiar în plus, adică oferta de valută este mai mare decât cererea de valută. Aici v-am dat cererea și oferta pe dinamic pe mulți ani de zile, observați foarte clar, am avut acești ani 2009-2010, criza de 2009, criza din 2014, microcriza din 2019 legată de alegeri și criza energetică din anul 2021-2022. Vedeți, toate lucrurile acestea au lovit în piața valutară, dar nu a lovit în sensul ca să o simțim noi, deoarece pentru aceasta avem Banca Națională care a intervenit destul de puternic piața valutară. Am luat anul 2021 de la începutul anului. Observăm în 2021 până în luna octombrie a fost liniște, apoi vine șocul energetic de luna noiembrie. Banca Națională este nevoită să intervină ca să nu permite deprecierea valutei. De fapt, a fost cel mai puternic intervenție al Băncii Naționale din toată istoria noastră. Banca Națională intervine în noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie. În total vin de 744 de milioane de dolari, deci cândva asta era o sumă enormă. Ea vinde pentru a asigura stabilitatea pieței, continuă să vândă, apoi vin lunile de vară, Banca Națională cumpără înapoi valută și restabilește rezervele valutare. Iarăși vine luna noiembrie 2022, este nevoie iar de intervenția Băncii Naționale, iarăși Banca Națională vinde, iar din luna decembrie anul 22 până în prezent, Banca Națională doar a procurat valută și noi am reușit astăzi să ne recuperăm deja 550 de milioane de dolari din ceea ce a fost nevoită Banca Națională să vândă în perioada de criză. Deci, de fapt, rolul Băncii Naționale nu este să vândă, să cumpere valută, rolul Băncii Naționale este de a asigura stabilitate și Banca Națională, în acest caz, ce o să spunem, că și-a făcut meseria cu brio, în condiții de criză a vândut valută și uitați-vă, în câteva luni de zile a vândut 750 de milioane de dolari pentru a ne asigura stabilitate, iar acum când lucrurile merg pe invers
Și avem o presiune de apreciere a leului. Banca Națională, ca să nu permită leului să întărească prea tare, ce face? Cumpără valută și, practic, într-o an și jumătate, Banca Națională a cumpărat 550 de milioane de dolari și mai are de cumpărat 200 de milioane de dolari, trebuie să o facă mai activ și în felul acesta restabilim toate vânzările pe care le-am avut. Uitați-vă, în toată istoria noastră, nu avem datele până în 99, estimeți, Banca Națională a cumpărat la populație 2 miliarde 145 de milioane de dolari. În acest an, doar în acest an, s-au cumpărat 348 milioane de dolari. Nu este record absolut, dar este o sumă destul de mare. Vedeți, în 2009 în criză a vândut, în 2014-2015 știți de-am ce a fost, a vândut, în 2021-2022 a vândut. Acum procură înapoi. Cine așteaptă pe noi în viitor apropiat? Cel mai probabil, remitențele nu vor mai fi la ceea ce a fost. Banii din partea refugiaților din Ucraina, cel mai probabil, vor continua să joace un rol, ca și remitențele, vor fi la această sumă de 3-400 de milioane de dolari, dar nu va asigura creștere. De ce eu cred că în 2024 există o ușoară posibilitate ca piața valutară să nu mai fie presată atât de mult de aprecierea leului, Banca Națională nu va fi nevoită să ia decizii de intervenție, care e bine, dar cred că leul moldovenesc are nevoie de o ușoară depreciere, deci nu stă bine nouă cea mai săracă țară de Europa 8 ani de zile să aibă o valută cu 10% mai puternic. Deci asta nu arată puternea noastră, arată din contră slăbăciunea noastră, deci nu că așa va fi, dar recomandarea mea este ca noi să fim mai activi pe piața valutară, cu atât mai mult contextul cred că este una favorabil, ca să nu permitem în continuare aprecierea leului, iar mai mult că atâta chiar ar trebui să încurajăm o ușoară depreciere a leului la pragul psihologic, ca să nu stresăm absolut pe nimeni. În felul acesta nu avem riscuri de creștere a prețurilor în prezent și trebuie să ne gândim la mediul de afaceri. O leu puternic este favorabil pentru ca să avem o inflație micuță și populația să fie fericită, în schimb omoară economia națională. Cred că riscul unei inflații a dispărut și din acest motiv trebuie să depunem toate eforturile, inclusiv prin o slăbire ușoară a leului, astfel încât să permitem ca și mediul de afaceri să simtă puțin mai confortabil, doar cel într-adevăr are de suferit mult. Și în concluzie, piața valutară în 2023 a fost puternică influențată de oferta de valută puternică. Această ofertă de valută, în cea mai mare parte, a fost determinată ca factor suplimentar față de cei care știm de refugiații și populația din Ucraina. Remitențele și-au pierdut din impactul lor enorm economic. Ele au ajuns la cel mai mic nivel din ultimii 25 de ani de zile și cel mai probabil remitențele încet încet devin istorie. Și noi ar trebui deja, după ce cei din diaspora ne-au susținut 25 de ani și ne-au pus copățel și am început să ne mișcăm, sigur, este timpul să ne gândim cum putem dezvolta economia noastră, deoarece cei din diaspora și-au problemele lor și cu certitudine volumul de bani care vor veni în țară raportat la PIB va fi în continuă scădere. Și cred că în acest an cel mai probabil vom scădea sub 9% și în continuare va fi tot așa. Trebuie să ne punem pe picioarele noastre și nu mai suntem în perioada în care trăiam, supraviețuiam și visam doar la remitențe. Vă mulțumesc și până data viitoare!